Faceți-vă comozi, dragii mei. Faceți-vă comozi. E așa de frumos în compania bisericii încât nu-ți mai vine să pleci acasă. Marea problemă este că atunci când ieșim din sala bisericii, intrăm în mașină, închidem portierele, începe viața normală. Uneori când auzi cântece ca cele de azi, ți-ai dori să nu mai ajungi acasă, când știi cine te așteaptă. Alteori când asculți câte o predică uimitoare, bine gândită, îți dorești să tot asculți omul ăla, dacă nu-i soțul tău. Că dacă e soțul tău, lucrurile se schimbă. Că știi că vine acasă și are altă predică pentru tine și pentru copiii voștri. Și marea tragedie a bisericii este că ne-am învățat să avem două feluri de costume. Costume de slujbă și costume casual. Când venim la biserică, we look nice. Very nice. Venind seara, azi noapte, de fapt, de orarul din România, cu Leo spre casa lui, m-a întrebat dacă am mai fost la Londra și zic că am fost în biserica X și Y. Și i-am pomenit un om. Zice, e foarte bogat. Zic, Leo, cum adică bogat sufletește? Sunt aici nu pentru că m-a invitat pastorul vostru, nici nu ne-am cunoscut. Never ever, până acum. E vinovat cumnatul meu, care o soră, de care m-am îndrăgostit acum azi 39 de ani și n-am putut concepe să merg mai departe până când nu zice da. Și mi-a devenit soție. Se numește Athena. Este o femeie deosebită. Dumnezeu ne-a dăruit 3 copii. L-am făcut pe Liviu unchi. Și avem 9 nepoți. Asta e viața noastră reală. Și azi mi-am propus, fără să cer permisiunea pastorului, fac aici o paranteză, este o vorbă care spune că decât să-ți ceri voie, mai bine să ceri scuze. Vreau ce să faci, că dacă nu mă ierți, n-are rost să te mai rogi, nu te iartă Dumnezeu. Nu-i cazul. Mi-am propus să vă invit la nuntă astăzi. Ce ziceți? Sounds good. O nuntă special. Nu trebuie să felicitați mirele și mireasa. Nu trebuie să aveți fancy clothes. Nu. Don't worry about that. Nunta asta e foarte special pentru că pe aceste scaune nu sunt ele foarte nice. Imaginați-vă că în următoarele minute stați fiecare dintre voi. Eu îmi imaginez că Athena e lângă mine. Liviu, te imaginează că Nelia ta, nemțoaica ta, e lângă tine. Daniel, nu știu cine este doamna ta, poate o să o cunosc mai târziu, adică o să întâlnesc. Imaginează-ți că stați amândoi. Și dacă ai predicat la alte nunți, acum Dumnezeu îți predică ție și nevestei. Dar o să zic că cei tineri ce-au cântat, this is not fair! Dar nouă, ei, imaginați-vă că într-o zi veți sta și voi pe scaune de mire și dimineață. Visați. Și în timp ce auzi mesajul acesta, visați cât vreți voi de mult. Visați, feel free. Și o să pun o întrebare care aparent este banală, dar este una vitală, fundamentală. Și întrebarea asta sună așa: ce vrei să faci cu cel de lângă tine? Ce vrei să faci cu nevasta asta ta? Nelule, o ai pe Athena de 38 de ani în august lângă tine. Ce vrei să faci cu femeia asta? Că de mai multă vreme în casa ta, Nelule, decât în casa părinților.
Dar tu, stimată doamnă, ce vrei să faci cu bărbatul tău? Ce ți-ai propus? Hai să pun un pic întrebare mai simplu, sau să nu vă sperie așa de tare. De ce te-ai căsătorit cu persoana de lângă tine? De ce? Și dacă surorile știu exact de ce s-au căsătorit soților cu ele, vă spun eu că eu gândesc ca bărbat, că deam creier de bărbat, ok? Și nu mă las dus cu preșul de noi ideologie care spune că degeaba ai dotările unui bărbat, când te uiți în oglindă, tu poți să fii și femeie. This is crazy, nu? Deci vă spun cum gândește un bărbat. 99% din bărbații acestei planete s-au căsătorit pentru că au avut nevoie de un partener în dormitor, de o femeie. Și dacă le-a fost rușine la soții voștri să vă spună că de-aia s-o însura cu voi, să nu credeți că s-o însura cu voi, că au văzut că sunteți cele mai sfinte de pe planetă. Nu de aia. Și pentru că au recunoscut că au nevoie biologică, structurată în ei de Dumnezeu și au zis, finally, am întâlnit pe Eva vieții mele. De-aia s-au însurat bărbații. Numai ceea ce nu știu foarte mulți bărbați din bisericile noastre este că dacă 99% din bărbați de-aia s-au însurat și se vor însura, cel mult 20% dintre femei de aceea se marită. Noi când am curtat fosta logodnică, actuala soție, ne gândeam că în capul ei de femeie este exact ce e în capul nostru de bărbat. A fost wrong. Dumnezeu a creat diferit bărbatul și femeia. De-aia suntem unii bărbați și altele femei. Dacă tu de-abia ai așteptat să termine toată pastorii ăștia pe care i-ai invitat, să termine predica și să termine cântăreții și să se termine petrecerea de la nuntă, că de-abia ai așteptat noaptea nunții, soția ta ar fi dorit să fie mai lungă predica, încă o cântare, încă un fel de mâncare, să fie noaptea nunții, dacă se poate, un pic mai târziu. Înțelegeți? Și atunci mă întorc la întrebare de bază. De ce? De ce te-ai căsătorit? Ce vrei să faci cu omul de lângă tine? Ce ți-ai propus? Și dacă suntem sinceri, dacă suntem onești, haideți astăzi când Dumnezeu și-a propus să stea de vorbă cu noi, cu unii după 38 de ani de căsătorie, cum am eu, cu alții după câteva luni, poate, cu alții după câțiva ani, haideți să ciulim bine urechile, haideți să intrăm pe frecvența lui Dumnezeu și eu v-aș cere ceva ce e aproape imposibil astăzi. Și o să vedeți că e imposibil pentru unii, să vă închideți telefoanele. Eu nici nu l-am la mine, cred că e acolo în rucsac. Nu mă sună nevastă, mi-a știe că predic acum. De ce să vă închideți telefoanele? De ce? Imaginați-vă că în momentele următoare Dumnezeu în persoană își propune să discute cu fiecare dintre noi, începând cu mine. Și dacă noi credem că există un Dumnezeu care a creat universul macro și micro, cel ce a stabilit ADN-ul fiecare dintre noi, cel ce știe ce e un cromozom mai bine decât noi, dacă credem că suntem produsul celei mai inteligente persoane din cosmos și unică și specială, Dumnezeu, dacă credem asta și dacă mai credem că și-a propus să discute cu noi jumătate de oră, cine e nebunul de pământean să-și deschide telefonul, să uite pe Facebook? Ce mai nou? Cine e atât de nebun? Biblia spune, nebunul zice în inima, în sensul de mintea lui, ce zice el?
care e filosofia de viața nebunului. Nu există Dumnezeu. Ăștia sunt nebuni adevărați. Dacă cineva din sala asta, în afară de mine, este convins până în mădva oaselor că este produsul, este capodopera lui Dumnezeu și Creatorul lui, îl invită la o poveste să-și închide telefonul. Să-l ducă în mașină dacă nu se poate stăpâni. De ce? Pentru că mă aștept că atunci când Dumnezeu mă invită la o discuție să mă uimească prin ceea ce și-a propus să-mi vorbească. Și nu o să am nebunia pe sub masă să văd dacă nu cumva poate soția, poate soțul, poate copilul, poate cineva m-a sunat, poate businessul la care mă duc mâine. Oare cum ne raportăm la Dumnezeu? Noi care pretindem că suntem deasupra bisericilor istorice, cum ne raportăm? Când venim la întâlnirile pe care El le programează, că nu noi le-am programat, nu noi. Nu era în agenda mea, nici în agenda ta. Le-a programat Dumnezeu aceste întâlniri, aceste stări de vorbe. Și atunci, cum trebuie să fie biserica? N-ar fi normal să intre pe recepție prin Duhul Sfânt, să vadă ce vrea să spună. Nu palavragiul ăsta, cum ziceau deștepții filozofi din Atena despre Pavel. Oare ce vrea să zică Domnul? Și hai să vă spun ce cred că vrea să zică Domnul. Suntem copiii Lui. Imaginați-vă că Tatăl nostru din ceruri, cel îmbătrânit de zile, metaforic vorbind, cum îl vede Daniel în profeția lui, zice, dragii tati, dragul tati, ia așează-te pe locul pe care ai stat când ai fost mire, dragul tata, ia așează-te jos un pic. Draga tati, Mihaela, Ioana, Atena, draga tati, ia locul un pic. Nu trebuie să-ți iei rochea de mireasă, că ai vândut-o de mult, nu te mai încape oricum. Hai, copii, tati, să stăm de vorbă. Nu te invită socrii la o discuție, hai să fim bineînțeleși, ci te invită cel pe lângă care atât a insistat să vină la nunta voastră. Și-a venit. Și-a predicat. Și-a cântat. Și tu nu te-ai gândit la asta, mai ales ca bărbat. Mi-amintesc foarte bine. Am ținut mâna Atenei în mâna mea aproape toată slujba. Livia a fost acolo. Ei, după ani de căsnicie, Tata nostru drag din cer ne invită să stea de vorbă cu noi, să ne întrebe, hei, cum merge căsnicia voastră, dragi tati? Dar ce nu știe tata din cer că merge căsnicia ta și a mea? Cum să nu știe? Păi n-a știut tata ce a făcut primului prunc, Adam, în Eden. Deci a zis, mai Adame, unde ești? Cum de nu ești la întâlnire în răcoarea dimineții? Așa cum a fost noi învățați de când te-am creat. Unde ești, dragul tati? Ce ai făcut? Nu știa că e după tufișul ăla? Doamne, să aici, dar ce e cu tine? Am uitat să mă îmbrac astăzi. Ce e cu tine, Adame? De ce te-ai ascuns? Nu știa tata, de ce s-a ascuns pruncului? Cum să nu știe? Că înaintea lui, cel care are ochii ca parafocului, totul este gol și descoperit. Penetrează totul. Și macro și microcosmosul, care sunt lucrarea mâinilor lui. Știe foarte bine cum merge căsnicia ta. Știe cum merge și a mea, știe. Dar vrea să mă duc aminte ce plan a avut Dumnezeu în ziua când am spus soției mele, atunci mi era logodnică, vrei să fii soția mea? Și a zis, da. Și am și dat un telefon la părinții mei să le zic, a zis, da! Mi-a trimis o scrisoare. O am și acum, apropo. Toate scrisorile, toată corespondența din perioada de curtare le avem, 10 de scrisori. Știți în ce le-am pus? Într-o cutie în care a fost un parfum, încă mai este și îmi place, mirosul Eternity se numește. Fac o paranteză, eram cu Atena mea dragă, acum 6 luni în Australia, și le spuneam de cutia în care avem scrisorile, și când să ne întoarcem în țară, o soră a zis,
am ceva pentru dumneavoastră. Ne-a cumpărat un parfum Eternity. Dar sugestiv le-am pus în cutia aia de parfum Eternity. Le poate citi oricine. Sunt valoroase pentru noi. Ei, Dumnezeu Tata nostru din cer, care a fost la nuntă, care a predicat, care a inspirat pe păstori și pe cântăreți și pe cei ce s-au rugat pentru noi, știa ce avem noi în cap. Și știa că va fi nevoie de timp până când să ne invite ca astăzi să zică, no, dragul tate, hai să vedem. Tu ce ai făcut din fata care ți-am dat-o? No, draga tati, ce-ai făcut din copilul meu pe care ți l-am dat pe bândă de 10 de ani? Ce ai ieșit din el până acum? Și poate plec capul jos astăzi și zic, Doamne, ca Petru, Tu toate le știi. Tu știi că îl iubesc, Tu știi că o iubesc, dar mai știi ceva. Nu-mi place ce am făcut din soția mea. Nu-mi place ce am făcut din soțul meu. Dar de ce? S-a îngrășat excesiv? Nu. Dar de ce, dragă? Zice tata din cer către tine, soră. Sforăie prea mult, a chelit. Nu mă deranjează. Dar ce nu-ți place la el? Și asta mă duce în cel mai greu pasaj de împlinit din toată Biblia, după înțelegerea limitată pe care am eu asupra Scripturii, și să-l citesc. Efeseni, capitolul 5. E un text pe care le știm unii pe de rost. Veți vedea că ce pretinde aici Duhul Sfânt prin Pavel este ceva ce ține de domeniul imposibilului. Efeseni, capitolul 5. Versetul 21 în jos, puteți spune pe monitoare dacă vreți. Efeseni 5:21. Supuneți-vă și imaginați-vă că ce zice aici Pavel prin Duhul Sfânt, zice ție ca bărbat și ție ca soție. Și îți spune ție, domnișoară, care visezi la ziua măritișului. Și ține minte ce spune Duhul lui Dumnezeu. Ia uziți. Supuneți-vă, apoi la persoana Iisus, da, persoana întâia, unul altuia. Uite, aminit. Dar în nunta noastră a predicat păstorul, zice nevasta, că eu trebuie să fiu supusă lui. Punct. Uite, aminit. Înseamnă că n-ați citit bine din Biblie. A fost grăbit, a fost obosit. Efeseni 5:21. Supuneți-vă unul altuia. Unul altuia. Așați-vă că în jurul acestor scaune pe care stăm noi acum este un cerc care se numește în frica lui Hristos. De aici începe frământarea noastră. Ce înseamnă în frica lui Hristos? Imaginați-vă că noi prin mariajul, prin căsătoria în Domnul, am intrat în acest spațiu sacru pe care nu noi îl definim, ci ceea ce ne-a creat. Spațiu sacru numit frica lui Hristos. Și acum Pavel tălmăcește, explică ce înseamnă aceasta. Pentru că dacă suntem atenți, ceea ce urmează se aplică în primul în relație sau soție, apoi părinți-copii și apoi patron și angajat. Ia auziți. Și începe cu ce zic americanii. Ei ne-au învățat că ladies first, beauties after. Ok? Deci începem cu doamnele. Nu, americanii au inventat proverbul ăsta, ci Dumnezeu. Pavel știa, așa e? Ne dezăște americanii, știa Pavel. Soțiilor, de ce oare începe Duhul lui Dumnezeu să vorbească doamnelor? În înțelegerea mea, cred că Duhul Sfânt vorbește mai întâi soțiilor pentru că știe că se simt victime, se simt ofensate,
că se simt de multe ori neglijate. Și întotdeauna Duhul Sfânt începe cu partea vătămată, Daniel drag. Uitați-vă, mai departe în text, când e vorba de relația părinți-copii, știți cu cine începe Duhul Sfânt? Copii. Ascultați, în Domnul de părinții voștri. Duhul Sfânt știe că pruncii noștri se simt ofensați, mai ales adolescenții, vai și amar, adolescenții. Uitați-vă, în relația patroni-angajați, cu cine începe? Nu cu patronul, ci cu angajații. Robilor, angajaților. Dar nu e subiectul nostru, ci doar am arătat că întotdeauna Duhul Sfânt când abordează o relație, abordează partea vătămată, adică aduce vindecare. După ce Domnul îi dă de mâncare la Petru, pe plajă, zice, Petre, dragule, mă iubești? Nu-l putea întreba asta cu burta goală pe Petru, că putea pune pe seama foamei lui și efortului de noapte întreagă un răspuns greșit. Dar așa face Domnul și cu soțiile. Eu zic, soțiilor, versetul 21, trebuie să-l pui, nevestelor, da, soțiilor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului Iisus. Nu avem timp, dar poate ar fi important pentru noi bărbații, pentru noi soții, să auzim două, trei soții să ne spună ce înțeleg ele când citesc această afirmație. O aplicăm la, dacă ar fi Atena, soția mea de față, aș întreba, draga mea, acum ea știe că am auzit de multe ori, Atena, dragă, ce înțelegi tu când Dumnezeu prin Pavel îți spune să-mi fi supusă mie ca Domnului? Și eu știu răspunsul ei și ar spune așa, Atena mea. Ea mi zice, tati, mi-a spus Nelu, numai când a fost supărat rău în primii ani. Atunci mai îmi spune, ne-am dat alte nume frumoase. Tati, hai să spun ce înțeleg eu. Când Duhul Sfânt prin Pavel îmi spune să-ți fiu supusă ca Domnului Iisus, îmi cere. Lucru imposibil. Îmi cere să-L văd în papucii tăi pe Fiul Lui, în carne și oase. What? I can't believe it. Asta înțelegi tu, iubito? Când îți spune Duhul Sfânt prin Pavel să-mi fii supusă ca Domnului Iisus, adică îți pretind unei femei limitate în carne și sânge să-ți privești bărbatul în ochi ca și cum Hristos în persoană ar fi soțul tău, ești too much. Noi too much. Țineți-vă bine, oricum sunteți pe scaun, eu sunt în picioare, dar mă pun și eu jos, că e important. Pune-te rog versetul 30 din Efeseni 5. Dragii mei, când am înțeles această afirmație, am fost șocat. Ia uitați-vă. Pentru că noi, eu și nevastă mea, tu și nevastă ta, pentru că noi, cei ce suntem în Hristos, o făptură nouă. Noi suntem mădulare ale trupului Lui. Cine este acest al Lui? Prunele Lui pe cine ascunde? A cui al Lui? Al Lui Hristos. Noi suntem carne din carnea Lui și os din oasele Lui. Când Pavel vorbește despre soț și despre soție, începând cu soția, zice, l-am creat în 32, pune și 32, te rog frumos. Zice, taina aceasta e enormă, misterul acesta este mare. Îl văd pe Pavel luat de Duhul ca și Ioan în Patmos când era în Duhul și spune, hey, wait a minute, eu nu vorbesc despre bărbat și despre femeie, ci despre Hristos și biserica Lui. What? Pune-te rog înapoi, 5:22. Soțiilor, știu că n-ați știut în ziua nunții. Probabil că v-a spus Dumnezeu prin predicator, dar cine mai ține minte? Aveam altceva în cap.
De e important să înțelegem de ce ne-am căsătorit și ce vrem să facem cu cel de lângă noi. Soțiilor, fiți supuse soților voștri ca Domnului Iisus. Hai să ne înțelegem. În momentul în care Dumnezeu, prin condeiul lui Pavel, cere unei soții să fie supuse sau să se așeze sub bărbatul ei, îi pretinde în esență să-și privească soțul ca și cum soțul ei este Domnul Iisus Hristos. Hai să ne oprim un pic și imaginați-vă ce s-ar întâmpla într-o familie, oricare a mea. Dacă dimineața la cafea ar spune soția, iubitule, am făcut cafeaua pentru tine. Am prăjit și câteva ouă și în timp ce savurăm cafeaua să zică soția ta, dragule, dă voi să te fixez în ochi, să se uite în ochii tăi, a mei zver, să zică, dragule, uite că eu cunosc ce culoare au ochii lui Hristos. Dar de unde ești tu, iubito? Păi, mă, dragule, mă, dar nu la atâtea conferințe mi-ai spus că eu, când m-am căsătorit cu tine, Dumnezeu mi-a dat privilegiul să-L văd în tine pe Domnul Iisus Hristos. Oare, ce credincioasă, ce soră din biserică nu și-ar dori să bea cafeaua cu Iisus? Să meargă în concediu cu Iisus? Să pune murături pe iarnă cu Domnul Iisus. Aici în Londra nu puneți voi murături, că vă le pun părinții în România, dacă mai aveți. Ce femeie evlavioasă nu și-ar dori să-și trăiască viața în această perspectivă? Acum, ce femeie, spuneți, oricât ar fi de duhovnicească, are această putere să-și privească soțul în ochi și să aibă convingerea și satisfacția că soțul ei este Domnul Iisus în carne și oase și că ea doarme în același pat cu Domnul Iisus. Ce femeie? Mă țineți-vă mai bine. Știți ce femeie poate face asta? Puneți, rog, Efeseni 5:18. Pentru că înainte să pretindă așa ceva unei soții, Duhul Sfânt ne spune un lucru fundamental prin scrisoarea lui Pavel. Uitați-vă, nu vă bătați de vin. Asta e destrăbălare. Deopotrivă, fiți plini. Be filled with the Spirit. O femeie care este plină de Duh Sfânt, de Duhul lui Hristos, de Duhul lui Dumnezeu, își va privi soțul ca și cum în pijamaua lui, în costumul de duminică sau în salobeta de lucru, este Hristos Domnul coborât în casa ei. Și dacă noi, bărbați și femei, avem nevoie de plinătatea Duhului Sfânt, în primul rând avem nevoie ca să fim acei bărbați și acele femei pe care Dumnezeu și-i dorește și-i visează și pentru care ne-a mântuit. Nu ca să predicăm mai cu har. Dragii mei, eram recent la o seară de rugăciune prelungită. Erau acolo vreo 5 proroci. Nu i-am văzut niciodată pe niciunul până atunci. Dar am vrut să mă duc să degustez o seară de rugăciune. Nu fusesem de mult. Și cel ce coordona lucrarea a zis, frate, ai vrea să ne îndemni la rugăciunea pentru cauze? Zic, nu. Dacă vrei, o să vă îndemn la rugăciunea pentru familiile voastre. Ok, bun. Când mi-a venit rândul, am zis, tare mi-aș dori, dacă aș putea cumva, să stau ascuns așa în familiile voastre, celor care ați porocit așa de faină în seara asta și ați cântat, să văd eu cum vorbiți cu soțiile voastre. Să văd cum vorbiți cu soții voștri, pentru că erau și femei porocițe. Asta aș vrea să văd. Pentru că la comunitate, sau în comunitate, la părtășia frățească, totul este strună. Încă n-am văzut biserici în care un soț să-și certe soția în biserică. Cred că nici voi. Dar acasă,
Și mi-a vorbit cu un frate și a zis, tata a fost cel mai bun evanghelist din zonă. Dar frate, păstor, așa o bătea pe mama. Cum? Și a zis, nu știa nimeni. Mama n-avea voie să spună la nimeni. Colo mai rău. Mă, Liviule, drag. Ani, drag. Noi suntem prieteni și cu Ani Furman, de ani mulți. Se poate așa ceva? Spre rușine noastră, se poate. Se poate. Nu vreau să vă surprind. Cred că știți ce vă spun. Nu v-am spus niciun secret. Dar neprihănirea și maturitatea duhovnicească a unei femei și a unui bărbat nu se vede pe platforma unei biserici. Nu. Nu, dragii mei. Se vede între zidurile caselor noastre. Eram la o școală biblică în Ucraina, am predat un curs despre căsătorie și cel mai în vârstă student, 73 de ani, Anatolii, un tip așa sever, întors de curând din lume, a zis, frate Mureșan, dar aș vrea să văd eu cum vorbești tu cu sora Atena, că ești tare frumos de vorbești. Nu vă lăsați impresionați de oameni care predică frumos, care se roagă cu har, care proces frumos, care cântă superb. Nu. Atâtea fete din bisericile noastre au căzut victime unor actori, unor băieți care atât de frumos vorbeau în biserică, atât de frumos cântau și se rugau în biserică. Și pe ce s-au căsătorit? Le-a picat masca. Și au fost ei înșiși. Mă tot vestul 22, la 22, o soție care este plină de Duhul lui Dumnezeu va vedea în soțul ei pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Ea știe că nu-i Hristos. Dar prin credință, prin har, se va purta cu soțul ei ca și cum ar fi Hristos Domnul. Și Pavel motivează, da, ia auziți, căci bărbatul este capul soției, după cum Hristos este capul bisericii, el salvatorul trupului. Trecem la bărbați imediat că o să închei. Ne obligă cealaltă grupare care la 11 începe. Ia auziți versetul 25. Aici este și 24. Și după cum biserica este subordonată, supusă lui Hristos, tot așa, și soțiile să fie supuse soților în câte lucruri? În câte? In everything. Every single thing. Dați-mi voi o întrebare. Noi suntem Biserica Domnului. Este Biserica Domnului Iisus, iubita Domnului Iisus, logodnică Lui, este dispusă să asculte de Hristos ca plăi în toate lucrurile? Da sau nu? Biserica, da sau nu? Amen, da! Stimată soră, dacă n-ai știut până astăzi, când tu te-ai căsătorit cu soțul tău, Domnul Iisus, capul bisericii, te-a cerut să-ți asumi în această relație, până mortul sau soțul tău, rolul pe care biserica și-l asumă în relația cu Hristos. Să poți face asta, este nevoie să fii îmbibată în Duhul Sfânt și Domnul să te umple cu Duhul Sfânt. Versetul 25, bărbaților, Nelule, Ani, Daniele, Liviule, Leo, bărbaților, ia auziți, iubiți-vă soțiile, numai cât te-a iubit și Hristos biserica, dar cât de mult te-a iubit-o, a murit pentru ea. Ia auziți, de ce a murit Hristos Domnul pentru biserica Lui? De ce? Uitați-vă ce rațiuni a avut Hristos. A murit pentru biserică, nu pentru că era frumoasă. Eram niște mizerabili păcătoși. El ne-a iubit pe vremea când eram dușmanii Lui. Roman 5. Uitați-vă de ce a iubit biserica, versetul 26, ca să o sfințească.
după ce a curățat-o prin botezul cu apă, prin cuvânt. Și mă fascinează ce spune Pavel. Ca să o înfățișeze, să o prezinte într-o zi înaintea Tatălui, perfectă, fără pată, fără defect, desăvârșită, ca cea mai frumoasă mireasă pe care universul și-a putut-o imagina vreodată. Dar listen, bărbaților, ascultă, nelule, și voi toți bărbații de aici, Dumnezeu când ne-a determinat să ne îndrăgostim de cele care ne sunt soții astăzi, în inima Lui a avut acest plan grandios, cosmic, veșnic, să ne asumăm rolul Lui Hristos în relație cu această soție noastră, să facem tot ce știm, să iubim în așa fel încât, dacă e cazul, să ne sacrificăm pentru ca această fată să ajungă perfectă într-o zi în prezența Lui Dumnezeu. Are Timothy Keller o carte, știți că a murit recent, o carte superbă, The Meaning of Marriage. Vă recomand. Este și în românește, Sensul Căsătoriei. El spune așa, m-a fascinat, zice, într-o zi o să-mi prezint soția înaintea lui Hristos și o să spun așa, Doamne Iisuse, uite ce am făcut noi doi din iubita vieții mele. Bărbaților, eu sunt conștient că înaintea lui Dumnezeu voi da socoteală în primul rând de ce am făcut cu Atena și copiii noștri, nu cu biserica pe care o slujesc. Aia mai apoi. Pentru că înainte să fiu păstor și slujitor, sunt bărbat, sunt soț și tată. Și să-l citesc pe Piper, John Piper spune așa, cel mai important guvern al unei țări este familia. Și ceea ce poate face tata pentru copilul lui, nu e în stare să facă un guvern într-o țară. Așa că să încetăm să mai acuzăm guvernele și șefii de stat și structurile politice și altele. Nu. Ca bărbați suntem responsabili de ce se întâmplă cu soțiile și într-o zi le vom prezenta înaintea lui Hristos. Depinde de noi ce se va întâmpla cu ele. Dar cum poate un bărbat să se poarte ca și Hristos Domnul, Fiul lui Dumnezeu cu soția lui? Are o singură șansă, puneți-l apoi Efeseni 5:18. Bărbaților, fiți plini de Duh Sfânt. Și dacă e nevoie de plinătatea Duhului în viața mea și a ta, ca bărbat, ca soț, este nevoie ca să împlinesc mandatul de cap al soției mele, pentru că Dumnezeu mă face responsabil până în ziua morții de ceea ce se va întâmpla cu soția mea. Nu biserica e chemată să gestioneze viața soției mele, ci eu ca soț și tu ca soț a soției tale. Ce faci cu cel de lângă tine? Îl ajuți să devină asemenea lui Hristos? Lucrezi la sfințirea Lui, adică la îndepărtarea păcatului din El, până când Hristosul a chipă în El? Dacă n-ai făcut-o, încă nu-i târziu. De ce Dumnezeu ne-a chemat să stea de vorbă cu noi? Și vreau să închei cu afirmație pe care când am înțeles-o, am regândit lucrurile. Afirmație făcută de un profesor de etică creștină din Statele Unite, se numește Hauerwas, are 83 de ani tipul, în 2001 a fost declarat teologul numărul 1 al Americii. Tipul ăsta face următoare mențiune legată de căsătorie. Zice în felul următor, există o ipoteză, un mit, care spune așa că dacă tu aștepți destul de mult timp și cauți suficient de mult, vei întâlni persoana pereche, sufletul pereche. Și dacă îl întâlnești sau o întâlnești, asta îți va duce împlinire în mariaj. Howard vă spune în felul următor. Dice, această ipoteză scapă din vedere un aspect crucial legat de căsătorie, și anume că noi întotdeauna ne căsătorim cu persoana nepotrivită.
Și aflăm după honeymoon, sau unii chiar în honeymoon. El zice, niciodată nu știm cu cine ne căsătorim. Avem doar impresia că știm, că de-aia curtăm pe fata asta și ne lăsăm curtate, da? Un an, doi, trei, până când, mă, gata, mă dau pe mâna lui, merită tu, mamă. Și el spune așa mai departe, marea problemă în căsătorie, și la mine și la voi, oricine am fi, marea problemă în căsătorie este să înveți să iubești și să te îngrijești de străinul cu care ai aflat că te-ai căsătorit. Și aici e nevoie de resurse divine, cerești, de haruri divine, să cooperezi cu Dumnezeu în a face din cel de lângă tine persoana pe care Dumnezeu și-o dorește. Și reușim cu ajutorul Domnului și zic, Doamne, ajută-ne. Amin. Am câteva cărți pentru voi, dacă vreți, le puteți lua.